30 noiembrie 2022, în seara dinaintea Marii Sărbători Naționale, 1 decembrie, am ajuns la Budapesta. Poate nu vă vine să credeți că tocmai aici am găsit de cuviință să ajungem să poposim în această seară. Pare poate neverosimil, poate ciudat, dar pentru noi este o onoare să ajungem în locul unde soldații români din cel de-al doilea război mondial și-au adus contribuția decisiv la lupta de eliberare nu a unei țări, ci a unei lumi, pentru ca nouă să ne fie astăzi mai bine. Mi-am gândit la eroii români și am venit în Ungaria, la Budapesta, pentru că pentru noi problema română-ungară a fost dintotdeauna o problemă majoră. Și pentru că mai întotdeauna am stat sub vrem, cum spunea Nae Ionescu sau Petre Țuțea, întotdeauna n-am știut să facem istorie, întotdeauna nu am avut tupeu și îndrăzneală și curaj pentru a ne revendica în orice colț al lumii demnitatea noastră românească. Astăzi de aici, din locul unde românii au murit pentru binele unei țări care ne-a făcut altfel în istorie destule probleme, nu țara în sine, ci un anumit segment al populației maghiare cu care nu ne-am înțeles din feluite pricini și pentru faptul că primindu-i în țara noastră la noi acasă, ei n-au mai respectat întru totul statutul de gazdă și s-au trezit stăpâni și au spus că totul este a lor și că totul li se cuvine ca niște musafiri care ți intră în casă și după ce stau ordine, îți spun că să părăsești casa. Noi aici am venit în locul unde este cimitirul eroilor, cimitirul cel mare din Budapesta, nu este cel central, pentru că aici, undeva la periferia Budapestei, s-a găsit loc pentru eroi români și unde în 2007 s-a inaugurat acest monument, unde sunt peste 100 de eroi români. Am venit aici pentru că nu ne e frică. Am venit în Budapesta pentru ca să arătăm că românii trebuie să privească altcumva lumea, Europa și țările care se încojoare. Stăm prea mult în genunchi în fața străinilor, prea mult în genunchi în fața celor care, dacă mergem pe la ei prin țară și muncim și ne facem datoria, ne spun că suntem rudele sărace ale lumii, am venit ca să dăm îndrăzneală și să vă dăm curaj și să țineți demnitatea românească sus și am venit cu această cunună de flori, cu acest buchet de flori, cu drapelul triconol pe care Bogdan ține lângă mine, cu Maria care filmează și care vrea să vă spună împreună cu noi că aici este loc de recunoștință, departe de casă, într-un loc în care ne doare, pentru că tocmai cei care ar trebui să ne fie recunoscători că le-am eliberat de atâtea ori țara, de două ori, prima dată în 1919, când începuse bolșevismul lui Belacun și când românii lui Ionel Brătianu, Ioan Ice Brătianu, pentru că și în familia brătianilor au fost foarte mulți eroi, au venit aici, au pătruns în Budapesta și au eliberat-o de jucul bolșevic. Înainte ca un maghiar în 1956 să încerce ei același lucru. Au venit trupele române și și-au dat viața pentru unguri, și-au dat viața pentru ca ei să fie liberi. Iar în 1945, ostașii români au eliberat Budapesta împreună cu aliații, dar au dat jertfe mari, preț mare, preț de sacrificiu mare, pentru ca maghiarii să fie liberi. Nu pentru ca să ne bată tricolorul pe spate ca la Ip și la Trăsnea, cum au făcut nemeșii din vremea anului 1940, din acel 9 septembrie sau 14 spre 15 septembrie 1940, că românii au suferit din datorită maghiarilor. Vom spune un anumit număr de maghiar sau un anumit fel de maghiar. Noi nu avem nimic cu poporul maghiar. Vrem să ne înțelegem bine. Este țara lui Petre Fișantor, este țara atâtor valori, dar le cerem celor de acasă, maghiarilor, să înceteze cu autonomia și cu alte cereri inutile, pentru că în România să primească statutul de musafir și să se simtă bine, pentru că niciodată nu le-am zis nimic, n-am avut nimic cu ei. Ba chiar le-am dat păduri, ba chiar le-am dat pământ, ba chiar le-am dat dragoste, ba chiar le-am dat libertăți religioase, libertăți de școală. Noi am venit astăzi la Budapesta ca să arătăm că avem curaj. Poate că aici, în Budapesta, trebuie să cântăm un cântec istoric, ne aduce aminte că frații în veci vor fi frați.
Un cântec de luptă, bătrân ca unirea, voi compatrioți ascultați. Un cântec de luptă, bătrân ca unirea, voi compatrioți ascultați. Treceți batalioane române carpații, la arme cu frunze și flori. Vă așteaptă izbânda, vă așteaptă și frații, cu inima la trecători. Vă așteaptă izbânda, vă așteaptă și frații, cu inima la trecători. Nimic pe lume nu-i mai sfânt, nici mai frumos pe acest pământ, decât să mori ca luptător, înfășurat în tricolor. Transilvanie măreață, te-ai gătit mândră mireasă, și ți-aducem pețitori, pețitori, steagul nostru tricolor. Și ți-aducem pețitori, pețitori, steagul nostru tricolor. Să țineți minte că în ziua de 30 noiembrie anului 2022, echipa Lumină Lină Sibiu, Părintele Cătălin, Maria Carefinasă, Bogdanel, aici au fost și au cântat Treceți batalioane române carpați în Budapesta, că suntem plini de curaj și așa vrem să vă dăm exemplu de românism. Vă ducem acum să vedeți puțin locul în care eroii români au crucile lor, crucile de jertfă în acest spațiu binecuvântat. Nu uitați că suntem la Budapesta și cântăm românește. Nu uitați că noi avem sânge de eroi și noi avem cultul eroilor și pe noi, iată, pe acești eroi extraordinari ai neamului, pomeniți aici cu numele lor, începând de la Ion, Tudor, Florea, Nicolae, Nicolae, Ilie, Marin, Ion, Nicola, Vasile și toți ceilalți, sunt cei care ne-au dăruit nouă astăzi demnitate în lume. Ei sunt românii care au avut demnitate națională. Lor le dăruim aceste flori. Pentru ei am adus din Sibiu, din Transilvania românească, aceste flori, pe aceste locuri în care zau osemintele lor, jertfele lor. Priviți aceste cruci. Aceste cruci ar trebui curățate. Ar trebui guvernul României și cei care se ocupă de memoria lor să nu mai arunce banii în neștire, în alte locuri. Să vină să curețe acest cimitir al românilor. Priviți cum sunt aceste cruci și cum ar trebui ele pentru cei ce s-au sacrificat aici să fie curățate, să fie aprinse lumânări aici, pentru că dacă îi respectăm și vrem capital politic pe baza lor, măcar să le facem ordine și curățenie, să dăm niște bani, pentru că toate neamurile în cimitirele lor, toate neamurile își respectă eroii și își fac ordine. Aici, în Budapesta, tragem un semnal de alarmă ca să vedeți că dacă noi românii nu suntem conduși de români, n-are cine să ne țină cultul eroilor în demnitate și măcar cu puțină curățenie. Facem un apel în această seară de 30 noiembrie, când am venit până la Budapesta, am dat o fugă până la Budapesta pentru că ne întoarcem ca mâine să fim la Alba Iulia și poate vi se pare incredibil acest drum al nostru, dar am venit ca să vă arătăm că nu ne e frică să stăm oriunde în lume. Suntem români și vă mulțumim foarte mult. Aici vom încheia această seară frumoasă cu eroii noștri, lângă locul în care îi cinstim, îi iubim și de aici învățăm să fim demni. Fiți demni români, la mulți ani în România, un la mulți ani adevărat, un la mulți ani care are suflet, un la mulți ani care are jertfă, cu jertfa noastră și cu bunătatea dumneavoastră. Urmați-i pe eroi și fiți demni ca ei.